Cu ocazia sărbătorilor pascale, polițiștii locali megidieni doresc să păstreze liniștea pe străzile din municipiu, dar și să prevină producerea de evenimente grave. Astfel, în această perioadă, oamenii legii vor supraveghea întregul oraș. De asemenea, vor fi instituite filtre pentru depistarea șoferilor care se urcă la volan deși au băut. Polițiștii locali acționează atât independent cât și în sistem integrat împreună cu jandarmii. De asemenea, pe principalele artere de circulație, precum și în zona lăcașelor de cult religios, oamenii legii vor acționa pentru menținerea fluenței traficului și pentru prevenirea producerii unor evenimente grave de circulație, în general a celor generate de excesul de viteză și de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Chiar dacă în această perioadă cele mai aglomerate zone vor fi lăcașuri de cult, polițiștii locali nu vor neglija parcurile și vor asigura și acolo liniștea și siguranța publică. Acționăm pe toată perioada postului, în fiecare sâmbătă la cimitirul ortodox și la biserici, pentru a asigura ordinea și liniștea publică cu ocazia pomenirii morților și slujilor care se fac la biserică. Perioada aceasta acționăm la toate bisericile din municipiul Megidia cu ocazia slujilor de denii. De asemenea, cea mai importantă activitatea noastră se va desfășura în sâmbătă 15-16, când este slujba de înviere, unde am întocmit planul de acțiune împreună cu Poliția Națională și cu Jandarmeria, unde vom asigura pe toată perioada învierii ordinea și liniștea publică. Mă refer aici la toate bisericile și la cimitirul ortodox. De asemenea, o să acționăm săptămâna 20, în data de 23-24, la cimitirul ortodox și la biserici, cu ocazia sărbătorilor blajinilor. În această perioadă vom asigura vor participa la acțiune tot efectivul, atât ordine publică cât și poliția rutieră și controlul comercial la aceste activități pentru ca cetățenii să sărbătorească în liniște și în siguranță aceste sărbători deosebit de importante pentru noi. Reprezentanții poliției locale recomandă credincioșilor care vor participa la manifestările religioase să manifeste calm și înțelegere pentru a se evita producerea de busculade în zonele aglomerate, precum și să acorde o atenție sporită la modul de asigurare a obiectelor personale.